găsit la o nouă ediție de One to One. Astăzi de vorbă cu analistul politic Cornel Brișcaru. Bună seara și bine ați revenit în One to One. Bună seara, bine v-am regăsit. Ce mai faceți? Proaspăt întors de pe alte meleaguri. Da. Așa o paralelă între noi și alții sau alții și noi? Nu e paralel nimic. Comparație atunci. Două planete complet diferite. Da. De unde v-ați întors? Sunt în Portugalia, un loc curat, frumos, civilizat, cu oameni care și-au stabilit niște reguli și le urmează, cu autorități publice care înțeleg care e menirea lor, relația cu comunitatea pe care o deservesc. Cam în câți ani am putea ajunge și noi acolo? Chiar dacă Portugalia a pornit târziu față de celelalte țări europene, din ce am înțeles de la localnici, dacă ar sta un picuț pe loc undeva în 20-30 de ani. Da, prima deci dată să înțeleagă toată lumea că trebuie să existe o relație civilizată între stat și cetățean. Dacă această reciproc și din partea cetățeanului către stat și din partea statului către cetățean, și dacă lucrurile acestea se vor înțelege și vor înțelege toată lumea că există un raport reciproc de respect, cred că lucrurile pot să evolueze într-o direcție bună. Da, cel puțin deocamdată suntem foarte, foarte departe. Mi-aș dori să văd și la noi kilometri de faleză, de trotuar pe faleză, sau de plaje, sau de locuri publice în mijlocul localităților, în care să nu vezi, nu numai în centru, și în cartiere, nicio mizerie pe jos, niciun coș plin de peturi negolit, sute mii de șobolani uciși în centrele orașelor de mașinile care trec, mai ales seara, zeci în Târgu Mureș, mai nou, dacă vă uitați pe arterele principale, o să găsiți câte o viețuitoare de-a domnului numită șobolan în mijlocul drumului, călcată de câte o mașină, mai mică sau mai mare. Repet, ține de o relație reciprocă de respect între cei doi parteneri sociali, stat și cetățean, în așa fel încât regulile stabilite de stat să fie pentru cetățean, cetățeanul să le înțeleagă, să le poată urma, să le plătească, la rândul lui, cetățeanul să respecte propriile reguli. Asta mai fi ceva ca să avem o clasă politică, să avem conducători pe care oamenii să-i respecte în primul rând. Tot felul de creaturi ciudate, sinistre, care apar în spațiu public, cred, din ce în ce mai convins, promovați de unele partide sau de marea majoritate a partidelor, pentru că sunt foarte proști și își pus în funcții publice pentru că pot fi controlați foarte, foarte ușor. Pe oamenii aceștia n-au cum să-i respecte cetățenii României, de aici neîncrederea cetățenilor în cei pe care îi conduc, de aici neîncrederea cetățenilor în deciziile pe care aceștia le iau și așa mai departe. Repet, două planete diferite în acest moment, să sperăm că lucrurile vor evolua într-o direcție bună și pentru noi, ca toată lumea să se maturizeze și să ducem țara în direcția în care ar trebui să o ducem și în care ne dorim toți să o ducem. Ați pomenit ceva mai devreme de respect, de cetățean, de lege, de simbioză și m-aș duce așa spre primul subiect. Iată un caz care face vâlvă în ultimele ore în presa din România. Jucătorii de la Miercurea Ciuc și Gheorgheni, care formează nucleul de bază al Naționalei de Hockey, au cântat imnul Ținutului Secuiesc la ultimul meci disputat la Campionatul Mondial de la Ljubljana. Cum vedeți atitudinea asta? Și apoi se țin lanț pentru că intră în hora asta, sau mă rog, în subiectul ăsta și un ministru, dar deocamdată să plecăm de la jucători. Aia aș întoarce puțin lucrurile. Atunci plecăm invers. Aș întoarce puțin lucrurile pentru că mie stranie mi se pare prezența în spațiu public la acest eveniment a ministrului Tanțoș Barna. Magic. Adică omul s-a îmbrăcat urât, așa a găsit el niște haine pe acasă și o pălărie boțită, arăta, oricum își pusese, din ce înțeleg eu, pălăria ca să știm sigur că e acolo, că restul nu mai avea o pălărie pe cap din galerie. Și în timp ce jucătorii naționale României de hockey, acum vorbim de partea meciului, nu de partea cu cântatul, că no, oamenii cântă cu diverse prilejuri, tot felul de cântece, în timp ce jucătorii, mare parte, așa cum ați spus și dumneavoastră,
din Harghita, din Covasna, îmbrăcați în tricourile echipei naționale a României, prestau pe teren la acel meci de hockey, demnitarul statului român s-a îmbrăcat în culorile echipei naționale a Ungariei. Și a început să răcnească, probabil, hai Ungaria. Nu știu foarte bine limba maghiară, dar mă gândesc că nu striga hai România îmbrăcat în halul ăla. Că de-aia se îmbrăcase, ca să-l vadă lumea că el e fanul echipei naționale a Ungariei. Am mă întreb, apropo de efectele ulterioare ale acestei stranii prezențe, ce-or fi zis o parte? Nu cred că toți de acolo erau bucuroși, toți jucătorii echipei naționale de hockey a României, indiferent din ce localitate proveneau ei, erau bucuroși că îl văd pe ministru român al României strigând hai Ungaria și îmbrăcat în culorile galeriei Ungariei, naționale Ungariei. Cât de mobilizator poate să fie când te uiți către unul care ți-a fost la un moment dat și ceva președinte de federație a fost el acolo sau club sportiv în zona, în zona Ciucului, îl vezi răcnind așa de tare, nu te mobilizează deloc. Nu ai pic de respect în primul rând tu ca susținător al unei echipe față de cei la care ulterior, de care ulterior te folosești. Vezi, Doamne, plângându-le pe umăr că oamenii din această țară, așa cum sunt ei, au spus că au cântat și acel imn al acelui așa zis ținut secuiesc. Repet, nu e prima dată când există un derapaj de genul acesta din partea unui demnitar al statului român și eu mi-aș permite să spun că eu cred că nu l-a întrebat, nu l-a rugat nimeni să se poarte așa straniu, așa, așa stupid pe demnitarul numit Tanțoș Barna. Eu cred că nu i-a cerut nimeni de la Budapesta, mă, îmbracă-te în tricoul echipei naționale de hockey a Ungariei, pune spălăria aia stupidă, penibilă pe cap și răgnește acolo să te vadă toată lumea și să te audă cât ești. Eu cred că este un comportament de slugă gratis. Efectiv slugă gratis. El a vrut să le arate unora, nu știm cui, că el e un fel de, de supus degeaba al unora care nu l-au chemat să se poarte ca supus în felul acesta. M-aș fi așteptat demnitarul statului român, plătit din banii tuturor contribuabililor acestei țări, un gestionar al banilor tuturor contribuabililor acestei țări, să aibă un comportament cel puțin decent. Poate că inima lui e departe de casa, de locul în care s-a născut, poate că inima lui bate atunci când vede, nu știu, însemnele naționale ale altui stat, dar în teren erau jucătorii din țara lui, din orașul lui, din județul lui. Nu a găsit o formă minimă de, nu știu, să nu se îmbrace cu nimic. Dacă simțea că îi se face rău îmbrăcându-se într-un tricou al naționalei României de hockey, putea să se îmbrace în costum sau să-și tragă pe, nu știu, un tricou verde, simplu, pe care să nu scrie nimic. Și o bentiță cu ceva, cu un geraș, cu fruturaș să-și pună pe cap. Adică, minimul respect de data aceasta, pentru că e o discuție foarte importantă aceea cu privire la felul în care se poartă demnitarii români în relația cu cetățenii și în raport cu legislația din țara aceasta. Asta e o discuție care nu mai încetează de 30 de ani încoace și din când în când apare câte o creatură care înțelege să calce în picioare și Constituția și legile țării. Dar în relația cu oamenii aceia care făceau un efort pe teren și, repet, care erau apropiați de ei lui sau se dovedește ulterior evenimentului că i-s chiar dragi. Nu i-au fost dragi jucătorii echipei de hockey și când era în tribună? Mă întreb, cum poți să mergi tu după ce ai condus principalul club care dă echipe naționale de hockey, mare parte din componența echipei naționale a României, da, să te duci și să te îmbraci altfel decât îți iei îmbrăcați acolo. Repet, e o chestiune și de, de simpatie, de atașament față de colegii tăi, față de prietenii tăi, față de foștii tăi colaboratori. Această situație oarecum nu e la fel de trădătoare precum de multe ori politicienii maghiari i-au tratat cu dispreț pe cei care i-au votat, căci de multe ori inclusiv electoratul maghiar susține că li s-a întors spatele de către cei... Dar nu le pasă, domnul Mita.
Eu cred că nu le mai pasă, au ajuns acolo. Adică e o situație în oglindă. Nu le pasă pentru că ei sunt atât de siguri de faptul că partidul le dă oricum, că îi place, că le place comunității de maghiari, de români, de țigani, de croați, de belgieni din această țară sau nu, ei sunt siguri că partidul le dă demnitatea publică. Pur și simplu îi impune, șantajând, cum face ODMR-ul, amenințând, presând de foarte mulți ani de zile. Și aceeași gașcă din ODMR se trezește cu funcții publice. Pentru că un personaj precum Tanțoș Barna nu e nou. Pe vremuri, dacă vă mai auziți aminte, el a intrat în politică cu un cuțit în dos. Așa s-a promovat prima dată. Și de vreo 20 de ani de zile, din motive inexplicabile pentru nimeni, pentru că, mă ierte bunul Dumnezeu, omul acesta, în funcțiile publice pe care le-a deținut, niciodată n-a făcut performanță. Dacă punem în oglindă doi demnitari ai statului român, dați de UDMR din acest moment, respectiv Ceche de la Ministerul Dezvoltării și Tanțoș Barna, există o diferență ca între Târgu Mureș și Bruxelles. Ceche e un tip serios, niciodată nu patinează înspre cocină așa cum patinează celălalt, face performanțe la minister, face proiecte la minister, aplică pentru fonduri europene, încearcă să țină cât mai mult, la modul serios vorbind, nu cu fluturași și cu ursuleți, în mână proiectele de dezvoltare ale comunităților locale, nu scoate limba la televizor, dar e un tip respectat și de români și de maghiari. Seamănă oarecum cu cei din garda veche a UDMR-ului. Prezent nu tot timpul, nu băgat în tot felul de mizerie. Tanțoș Barna e un fel de simbola senzual a politicii. Simbola senzual în planul... Mi-a adus aminte de un personaj exotic, da, într-adevăr. Da, știi, așa, e genul ăla, te aștepți, oare ce coțcărie, ce ghidușie, ce lucru slab mai face Tanțoș Barna? Da? Când vezi știre pe crawl jos la un post de televiziune, declarații ale ministrului sau ministru surprins, te aștept să fie Tanțoș Barna. El era făcut ceva. Nu vine să spună ce se întâmplă cu apele române, cu proiectele de mediu, cu blocajele perpetue. Da, chiar așa, pentru că dumneavoastră cetățeni, veniți dintr-un domeniu care tocmai că e subordonat. Păi Tanțoș Barna știe de apa, de apele române, doar când vorbește de stingerea incendiilor din păduri. El măcar nu știe că există apele române, care sunt sub ordinea ministerului pe care îl controlează. Nu, perpetule blocaje la Agenția Fondului de Mediu, condus tot din subordinea lui, cu aplicanții pentru programele VERZ, da, de un an și jumătate nu se poate aplica, anul trecut s-a blocat sistemul, acum iar s-a blocat și s-a amânat. Nu e un tip care să facă performanță în domeniul lui de activitate. El apare din când în când așa, ca un clown, la televizor, în situații dintre cele mai stranii, se face și pe el de râs. După părerea mea, face și UDMR-ul de râs. Și face, în primul rând, de râs comunitatea pe care el crede că o reprezintă. Deși, domnul Mita, și eu și dumneavoastră contribuim lunar la fondurile de asigurări de sănătate. Poate că nici dumneavoastră, niciodată, nu vom beneficia de acei bani. Dar îi vărsăm în oala comună de care, probabil, nu știu, domnul Tanțoș, dacă v-a pățit ceva vreodată, rudele domnului Tanțoș, cunoscuții domnului Tanțoș, vor beneficia. Suntem împreună în această comunitate numită România, cu banii ei, cu teritoriul ei, cu cetățenii ei, împreună le-am pus toate la un loc și vrem să ducem lucrurile mai departe. Așa, jucându-te tu de a nu știu ce într-o tribună ca să te vadă niște domni de la Budapesta și să te susțină eventual, e stupid. Vă imaginați într-un stat normal, că și în statele normale, spre care, apropo de faptul că m-ați întrebat la începutul emisiunii, sunt demnitari care provin dintr-o minoritate etnică a statului respectiv. Era la un moment dat primarul Londrei era indian. Vă imaginați vreo fracțiune de secundă pe primarul Londrei îmbrăcat în indian la un eveniment așa răgnind și urlând în mijlocul Londrei? Și nu-i pentru că n-ar fi putut să o facă, ci pentru că respectă comunitatea pe care o reprezintă. Demnitarii statului român, ministru în statul român, e ministru și al românilor, și al maghiarilor, și al țiganilor, și al grecilor, și al lipovenilor, și al sașilor, al tuturor cetățenilor. Noi ne-am obișnuit, cred că, prea ușor să tolerăm genul acesta de limbaj al unor demnitari de proastă calitate din UDMR care vin și spun așa.
Eu sunt ministru în guvernul României, dar reprezint comunitatea maghiară. Nu. Nu. Fă-te primar la tine în sat atunci. Fă-te șef de scară la tine la bloc. Și reprezint acolo o părticică mică. Nu, tu reprezinți, ca demnitar al statului român, totalitatea cetățenilor din statul român. Eu când tu mergi într-un loc, mă aștept să mă reprezint și pe mine. Chiar dacă poate nu-ți plac. Chiar dacă poate nu știu. Nu împărtășim întotdeauna aceleași valori, aceleași principii, aceleași idealuri. Dar tu trebuie să mă reprezinți pentru că tu ai jurat că mă vei reprezenta. Oricum, a fost și stupidul incident de la depunerea jurământului. Nu așa trebuie să se poartă un demnitar într-un stat civilizat. Întrebarea de 100 de puncte e. Își imaginează domnul Tanțoș, de exemplu, vreun demnitar al statului maghiar, făcând o vreo ghidușie din asta în afara teritoriului național sau în teritoriul național, nu știu, îmbrăcându-se în oșan. Nu cred. Chiar dacă probabil în comunitatea din care el vine, unde s-o fi născut, nu știu, că sunt importante comunități de români acolo, sunt 70, 50, 40, 30% în unele localități de peste graniță, din Republica prietenă și vecină Ungaria. Vă imaginați că se îmbracă așa și scoate penele și nu pentru că n-ar fi frumos, nu pentru că n-ar fi drăguț, ci pentru că respectă în totalitate funcția pe care el trebuie să, în care el trebuie să presteze cu onoare, cu demnitate, cu bun simț, cu decență, nu așa. Din când în când apar la televizor cu câte o prostie, cu câte o trăznaie de genul acesta. Au venit și reacțiile. Poate cel mai radical a fost ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre un afront și o lipsă nerușinată de respect față de România. Nu o să-i facă nimic, domnul Mita. Stați. Și acum sunt curios cum ar trebui să reacționeze cei din UDMR. În mod normal, UDMR ar trebui să-l retragă, dar nu o să-l retragă. Pentru că la noi, partidele politice, nu știu să-și ceară scuze față de cetățenii pe care îi reprezintă. Și asta ar fi un gest firesc de a-și cere scuze. Să spună, domnule, demnitarul statului român, membru al formațiunii noastre, al grupului nostru politic, ne-a făcut de râs. Nu așa trebuie să se poarte un demnitar al unui stat. Un demnitar care a jurat că respectă Constituția, legile țării și pe cetățenii acesteia. Cetățenii suntem de multe feluri aici, fie că place sau nu domnului Tanțoș. În mod normal ar trebui să-l retragă, dar nu să-l retragă. Vede, noi n-am ajuns încă, apropo de maturitate, de maturizarea relației dintre cetățean și stat, să ajungă într-un loc acolo în care fiecare în mod reciproc să se respecte. Spuneți-mi un demnitar, un partid care își cere scuze când un membru al lui, nu, ba din contră, mai țineți minte Molnar Ervin cu Apele Române, se adună partidul în jur și începe să-l înjure pe ăla care a fost agresat, să-l facă de râs, să-l arunce în penibil. Acum a sărit ministrul Tineretului și Sportului și a zis, apropo, n-ați văzut bine, a zis domnul, noi de fapt altceva am făcut acolo, că imnul s-a cântat mai devreme, mai sau mai târziu decât, domnule, nu asta e ideea. Nu asta e ideea. Repet, asta cu cântatul, ce să zic, nu, ce să zic, dacă în felul, pe vremuri, oamenii mai în vârstă, o chestiune, să-ți promovezi cu decență, cu bun simț și nu răcnit propriile valori. Dacă te apuci și dai cu steagul tău în cap la vecinul că n-are acela steag, nu e o promovare a valorilor, ești doar un agresor. Gesturi din acestea agresează, strică un climat ok în comunitate. Era nevoie de un episod de genul acesta? Nu era nevoie. Simte societatea românească că îi mai lipsește și asta, românească cu ungurinea? Că îi lipsește și asta? Nu. Avem nevoie, pe lângă toată sărăcia, tristețea, mizeria, umilința, la care frica mai nou din cauza războiului, la care suntem supuși, are nevoie și de incidente stupide de acest gen? Hai să le evităm, pentru că nu folosesc nimănui. A, gestul lui Tanțoș Barna e patriotic și gestul celor care răgnesc, nu știu, cu Deșteaptă-te Române, e mizerabil. Nici unul, nici celălalt. Dacă răgnești, nu e ok. Ai valori de promovat, promovează-ți-le frumos, repet, cu cinste, cu demnitate, cu onestitate. Valorile tale nu trebuie promovate împotriva valorilor celuilalt. Valorile tale trebuie promovate pentru că sunt valorile tale și atât. Nu trebuie să intru în competiție valorile mele cu valorile tale. Nu trebuie să răgnesc că eu cânt mai frumos ca tine, cântecele mele sunt mai frumoase ca ale tale, portul meu popular e mai frumos ca al tău. Nu, portul meu popular e portul meu popular și frumos pentru că e al meu. Cântecul e frumos pentru că e al meu, nu pentru că e mai frumos ca al tău.
repet, valorile nu se promovează împotriva valorilor celuilalt. Suntem în competiție aici și trăim. De 1000 de ani trăim aici. Și dacă totuși o foarte mare parte din electoratul acestor domni au înțeles aceste aspecte, de ce sunt ei ultimii care nu înțeleg sau doar se fac că nu înțeleg aceste realități? Se fac că nu înțeleg, v-am zis, ei sunt o bulă. Este genul de demnitar care se află, care are protecție absolută din partea partidului. Și el știe lucrul ăsta. El servește partidul, client, spuma partidului o servește în toate felurile, din când în când, odată la câțiva ani, vedem la televizor cu cătușe și atunci aflăm cum au servit partidele. Uitați-vă la ei cum cad capotârnichile la Alice acum. Și din PSD, și din PNL, și din UDMR. Mă rog, la UDMR mai este o cutumă. Când te urmărește legea românească, fugi la Budapesta și te ascunzi. Morcootilo acela, ați mai auzit ceva de el, deputatul, implicat în chestiunile acelea de la fondul proprietatea și cu terenuri și cu multe. Toți ceilalți au fost parcați în sistemul penitenciar românesc. Domnul Marco Otilo stă bine, mersi, pe teritoriul ungaresc și vezi, Doamne, nu ne putem atinge de el. Aceasta e genul de protecție de care se bucură ei în interiorul partidului și poate și din afară. Și atunci își permit, chiar sfidând inclusiv o mare parte a comunității maghiare, să facă prostii de genul acesta, mizerii de genul acesta. Nu reprezintă comunitatea maghiară. Pe cei care locuiesc într-un bloc de locuințe cu 20 de apartamente, unde jumătate români, jumătate unguri, pe niciunii nu-i reprezintă Tanțoș Barna. Ce așteaptă Tanțoș Barna? Să se înflăcăreze cei 10 și să-i bată pe ceilalți 10, se înșală. Noi, cum să zic, în Târgu Mureș cel puțin, sau în zona noi am văzut ce înseamnă asta. Tanțoș Barna trebuie să înțeleagă că gesturi precum ale lui, trimit cu gândul la evenimente la care nu ar trebui să ne mai gândim niciodată, și care, au tras Târgu Mureșul și mult, îl trag în continuare, mult în jos. Îl trag în continuare atâta vreme cât există astfel de gesturi, care au doar rolul, că nu are niciun alt rol, de a crea un pic de tensiune, de un pic de râcă, a fi un pic sfidător, un pic jignitor, un pic răcnitor. Pun tensiune în comunitățile acestea și comunitățile acestea pierd încrederea oamenilor care vin din exterior. Rămânem oarecum așa în afara granițelor României, dacă tot a avut acest episod loc în afara teritoriului național și dacă tot am început discuția cu vizita dumneavoastră pe alte meleaguri, unde spuneați că este o altă lume și că noi am mai avea de tras vreo două decenii, dacă ei ar sta pe loc. După invadarea Ucrainei de către armata rusă, cam câte zile credeți că va rezista Ucraina, după care va capitula? Pentru că multă lume dădeau așa până într-o săptămână, după care îi vedeau pe ruși învingători. După episodul din 2014, parcă atunci când s-a fost preluată Crimea, mi-a plăcut istoria, când am fost mic. Unde mare parte din contribuția acelei predări, că a fost o predare din partea flotei și din partea celor care trebuiau să apere granițele în zona aceea de Ucraina numită Crimea, exista foarte multă corupție în primul rând. Foarte mulți oameni șantajabili din exterior, din Rusia, care efectiv s-au predat. Ucraina și-a învățat lecția. Ucrainienii nu-s moi deloc, nu sunt popor moale. Să nu uităm, pe ucrainienii au încercat să-i ucidă în totalitate. Și Hitler, și Stalin. Stalin a omorât milioane de ucraineni de foame. Colegi, o poveste mai veche între ei, între conducătorii rușilor și cei ucraineni, între ucrainieni și ruși. Și au învățat lecția din 2014 și de data aceasta n-au făcut decât ce știu mai bine și știu să facă lucrul ăsta bine. Ne-au dovedit-o întregii planete să se apere. Să se apere cu abnegație, cu foarte multă dăruire. Să dea dovadă că casa, satul, comuna, orașul, țara nu se predă oricum, nu se fuge și se predă. Și rușii nu vor câștiga acel război acolo în Ucraina. Chiar dacă este să dureze 3 ani, 5 ani, 7 ani, 10 ani, nu vor câștiga în Ucraina. Ba din contră, încet, încet, după ce lucrurile se așează și se cam termină resursele formidabile pe care le-ar, chiar și cu trădările lui Victor Orban și așa mai departe, că s-ar tăia toate sursele de bani, lucrurile ar sta mult mai repede altfel, s-ar putea să ne trezim cu o Ucraina
cu niște ucrainieni care vor intra în contraofensivă. Și nu știu de ce am senzația că dacă acest lucru va începe să se întâmple, nu vor mai putea fi opriți. Și din ce și-au dorit să aibă Crimea și un picuț din zona de vest a Ucrainei, de nord-vest a Ucrainei, eu cred că rușii vor pierde și Crimea de data aceasta. Ucrainii nu sunt popor moale, sunt popor extrem de determinat, un popor rezistent, un popor care își iubesc țara și au dovedit-o, repet, cu prisosință în perioada aceasta de timp. Ține doar de felul în care, în relația aceasta stabilită în foarte mulți ani de zile între Rusia și Occident, Occidentul va înțelege până la urmă că trebuie să-i taie banii Rusiei și atunci îi vor diminua capacitatea de luptă, capacitatea de intervenție militară și capacitatea de a mai dori să genereze conflict în viitor. Ați pomenit de Orban ceva mai devreme și chiar astăzi vedeam că președintele Franței duce lupte de negociere cu prim-ministrul Ungariei pentru a-l face să înțeleagă să fie de acord cu embargoul în unanimitate în ceea ce privește petrolul rusesc. Știi ce se întâmplă? Eu cred că acum politica presupune negociere, mai ales la nivelul acesta al statelor, e foarte multă negociere. Eu cred că Victor Orban până la urmă va face ce stabilește Europa, dar acum își negociază o poziție privilegiată în relație cu Europa. Noi știm care sunt problemele pe care Ungaria le are în materie de drepturi și libertăți, în materie de libertate a presei, în materie de exprimare liberă a convingerilor, în foarte multe prilejuri, și toate acelea erau cât pe ce în perioada aceasta să genereze sancțiuni din partea spațiului european. Regula în Uniunea Europeană fiind că trebuie să existe unanimitate a votului statelor membre al Uniunii Europene, Victor Orban profită de acest lucru și profită, eu sunt convins, pentru ca lucrurile rele din țara lui să fie trecute cu vederea în viitor de către Uniunea Europeană, cu condiția ca el, de data aceasta, vezi, Doamne, să se dea după opinia majoritară Europei. Președinta Comisiei spunea astăzi parcă exact. Chestiunea asta, și absurd, nicăieri nu există unanimități nici măcar pe vremea toașului Nicolae Ceaușescu sau toașului Stalin, tot era un 99, un 95. Chestiunea asta cu unanimitate în luarea deciziilor și nu majorități, așa cum sunt ele, simple, calificate, în luarea deciziilor la nivel european, a deciziilor importante, și asta vremurile ne-au dovedit că trebuie luate și decizii importante, e un lucru care trebuie schimbat în Uniunea Europeană. Da. Statele membre, atâtea cât sunt ele, pot hotărâ la un moment dat că o decizie din aceasta de rupere totală a relațiilor comerciale sau de stabilirea unei măsuri de sancțiuni împotriva unui stat agresor, unui stat din Europa, nu neapărat membru al Uniunii Europene, pot să ia, hai să zice, maxim cu două treimi. Dar se trezește un Victor Orban care zice nu și nu și nu, știți, ca și copiii aia. S-a blocat, nu vreau. S-a blocat, da, omul s-a blocat interesat fiind de relația comercială și personală privilegiată pe care o are cu ucigașul Vladimir Putin și ține în șah toată comunitatea europeană care ar putea să taie din banii cu care se cumpără și se finanțează războiul acesta mizerabil din Ucraina, care și cu banii din Ungaria se construiesc tancuri, puști, gloanțe, bombe, rachete cu care se omoară copiii ucrainieni, plătindu-i gazul lui Putin, îi asigură accesul la resursele financiare necesare pentru ca industria lui de război să meargă în continuare, să fie susținută. Dacă i s-ar tăia sursele de finanțare din Europa, în principal din Europa, care e unul dintre contribuabilii net la buget, la bugetul Rusiei, pe zăcăminte naturale în principal, pe materie primă, lucrurile cred că ar sta altfel. Dar uitați-vă, din cauza unui Victor Orban, toată Europa stă în șah, deși ar putea să impună noi și noi sancțiuni care să slăbească capacitatea de război și de intervenție a Rusiei, să o pună oarecum în defensivă, să stabilească niște mecanisme viitoare în așa fel încât Rusia niciodată să nu mai poată face un astfel de gest în spațiul european și nicăieri altundeva. Stăm și așteptăm după să fie convins Victor Orban, repet, eu nu cred că cu toată
cu toată profunzimea relației lui cu Rusia și cu Putin, el negociază în momentul acesta. Repet, își creează o poziție privilegiată în relația cu Uniunea Europeană, în așa fel încât Uniunea Europeană să se facă pe viitor, că nu vede prostiile, mizeriile pe care ei le mai săvârșesc în Ungaria. Acest conflict ruso-ucrainian a consolidat și reînchegat Uniunea Europeană? Foarte mult, foarte, foarte mult. Odată încrederea în Uniunea Europeană, doi, încrederea în NATO, în parteneriatul dintre statele membre Uniunii Europene, statele europene și NATO. Uitați-vă la câte țări acum care până mai ieri nici nu te-ai fi gândit că vreodată vor formula o cerere de a adera la NATO. Suedia, Finlanda, state care în principiu nu ar fi făcut parte la NATO comunitar. Sau la Uniunea Europeană, cum e Ucraina, Moldova și alte da, state. Foarte multe lucruri bune a făcut Putin. Au înțeles în marea lor majoritate și cetățenii români, că trecând peste discursul acesta de zi cu zi, că nouă ne place mult polemica, tot mai cultivat de unele partide în ultimii ani de zile, anti-european, anti-NATO, că vezi, Doamne, ne costa faptul că nu era membre al Uniunii Europene, membre ai NATO, astăzi s-au liniștit și au înțeles că dacă nu ar fi fost cele două entități politice, politico-militare din care facem parte, astăzi probabil erau niște ruși care violau ceva, Doamne, domnișoare, prin Târgu Mureș. Omorau niște copii, nu știu, în Târgu Mureș, în Timișoara, în Cluj, în Iași, în Bacău, în Constanța, unde vreți. Dar faptul că suntem în NATO, faptul că suntem în Uniunea Europeană, dar mai ales în NATO, oferă o garanție de securitate a celor care în continuare dezvoltă acest discurs pueril. Cu ne iau banii NATO și UE, când se liniștește și singur, nu când îs pe Facebook, nu când scriu pe forumuri, când îs singur acasă, să se uite în jur la familia lor, și să vadă că au copilul liniștit, nu-i mort, au soția liniștită sau mama liniștită, nu e violată, el nu e schilodit de vreo bombă. Și asta pentru că România e membru NATO. Dați seama cum ar fi defilat rușii prin România. Oricum, au ei o problemă mare, mare cu noi, că avem gurile Dunării și acces la Marea Neagră. Și niște resurse naturale importante. Cum ar fi defilat printr-o țară condusă prost, instabilă, cu politicieni de proastă calitate, cum e România, ia ca faptul că suntem membri ai celor două entități și în principal ai NATO, faptul că sunt militari din țări NATO dislocați pe teritoriul României, ne conferă nouă liniște, siguranță, da? Trebuie să fii dement, trebuie să fii nebun, trebuie să fii orb complet sau dezaxat să nu poți să compari cele două realități. E o realitate de la 100 de kilometri, de la noi, în linie dreaptă, până la locul în care se bombardează acum 250-300 de kilometri maxim. Acolo sunt oameni care mor și după o linie, linia aceea se numește granița României cu Ucraina, acolo oamenii sunt în continuare, ok. Se simt în siguranță, repet, nu sunt omorâți, nu li se dă foc, nu-s bombardați, nu-s violați, nu-s uciși. L-ați văzut pe Putin ieri? Da, avea ceva la față. Avea ceva la față și era friguț la genunchi, am văzut, da. Ce inspiră el cu imaginile astea? Nu știu, eu aici nu aș vrea nici să merg într-o pantă, nici în cealaltă, dar ferească Dumnezeu omul să fie atât de dement cât se spune. E asta ultima zvâcnire? Nu știu, ieri toată lumea s-a așteptat la ceva, a furnizat o surpriză, n-a făcut nimic, nici n-a declarat război, nici n-a făcut manifestații de nu știu care fel. În schimb, o dovadă că îi e un pic frică de faptul că ucrainienii rezistă și că sunt din ce în ce mai bine înarmați de către țările europene și America, faptul că nu și-a ridicat avioanele de la sol la paradă, foarte important. Niciun avion, avea el celebrele povești deasupra cu suhoiurile și cu migurile și cu niciunul n-a fost ridicat, pentru că știe că în acest moment ucrainienii au capacitatea de a doborâ inclusiv pe teritoriul Rusiei avioane. Și atunci le-a lăsat un picuț la sol și s-a jucat de-a tânculețele cu ziua 10 și cu alte prostii pe teren.
repet, ferească Dumnezeu să fie atât de dement cât spun unii și să ne trezim, nu știu, cu un răspuns nuclear la ce se întâmplă în momentul acesta în relația dintre Rusia și Ucraina. Vorbim de pierderi de generali, 12 la număr, în partea rusă și chiar astăzi am văzut că, de exemplu, America a pierdut 9 generali în războiul din Vietnam, desfășurat pe 2 decenii. Astăzi datele sunt complet diferite. Astăzi tehnica e una absolut spectaculoasă, adică chiar pot, dacă își pun mintea, pot să-ți vadă culoarea ochilor din cer. Te pot găsi repede. Dar acum, tot cu tehnica din vest, toate acestea. Aia vreau să spun că acum vreo 20 de ani, dacă mai țineți minte, era tot un cecen din ăsta, un marțafoi din Cecenia, care era în timpul războiului și își ținea telefonul închis, conducătorul cecen. Și la un moment dat și l-a deschis câteva minute și a căzut o bombă în cap. Astăzi tehnica e mult mai evoluată. Adică eu cred, nu sunt nici specialist militar, nici în... Dar pot da seama că dacă se dorește și se localizează corect, de sus îl poate vedea pe cel care conduce, nu știu, o divizie mecanizată sau un pluton, un regiment, o divizie de infanterie, se vede și după caschetă, că le place să aibă mult strălucitor pe cap și de sus îi vede mai ușor și pot să primească o rachetă mică de fabricație occidentală direct în cap, dacă ieșiți în teren. Cred că de aici și succesul foarte, foarte mare în ceea ce privește țintele umane, dar și în ceea ce privește țintele de la sol, fie că vorbim de tancuri sau de nave. Umilință mai mare pentru Putin și poporul rus decât faptul că le-a scufundat nava amiral a flotei pe Moscova, cum zic ei, nu există. Deci la orice ar fi putut suporta, și aia n-ai cum să zici că nu s-a întâmplat, că nu l-a împușcat, că a murit el de moarte bună, că l-au bătut niște colegi care s-au îmbătat pe front. E la fund. Aici l-a scufundat și gata. Cum vedeți triada PSD-PNL-UDMR în acest an post-pandemic? Că deja lucrurile au revenit oarecum din punct de vedere sanitar la normal, un normal dorit de mult, dar cu aceiași oameni care au fost și în urmă cu un an, cu doi, cu trei și cu două, trei decenii. Acest triunghi, cum vi se pare? Poate că-s visător, m-aș fi așteptat să fie mai bine. Dar am constatat că și astăzi, cu toate posibilitățile și oportunități, știți că și în fiecare situație de criză se ivește și o oportunitate. Când doi plâng, al treilea vinde batiste. Când am avea atâtea oportunități, atâtea posibilități de a susține, de a întări sectoare din economia românească, generatoare de plus valoare, mai ales în ceea ce privește industria alimentară. Noi suntem în situația în care în continuare nu știm să facem lucrurile bine și auzeam astăzi că ne împrumutăm pe minut cu vreo 1200 70-80 de euro. Țara. Bani pe care nimeni nu-i justifică, bani care nimeni nu spune unde se duc. Apropo de bani, în timpul pandemiei, când noi eram restricționați cu circulația liberă, iată că șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate a făcut așa o mânăreală de vreo 50 de milioane de lei. Și banii s-au dus la o firmă care înainte de pandemie bătea cuie. Vindea țigări și cafea. Asta vreau să După zic. Care s-au reprofilat. Măști dezinfectanți. Știți că spuneam mai devreme de protejații partidelor. Și doamne, era un protejat de partid. Partidul a știut de ce a pus-o acolo. De fapt, partidul nu este doar acolo... vârful, este baza care Corect. De multe ori nu Corect. Este văzută. Bine, partidul e peste tot, ca să le înțelegem, fie că place sau nu, partidul e peste tot, de la nivelul unei comune, unui sat, unde există un demnitar de un anume nivel, nu știu, reprezentantul sătesc într-un consiliu local și până la consiliile locale, primari, consilii județene, prefecturii, guvern, agenții guvernamentale, totul e generat de partide și de politică. Inclusiv președintele României e generat de un partid. Doamna, acolo unde a pus-o partidul, pentru aia a pus-o partidul ca să fure. Apropo de tipul de demnitar care se simt la un moment dat super protejați. Întâmplarea face, și este un lucru foarte bun și foarte sănătos pentru
pentru corpul social din România e că din când în când câte un procuror, câte un polițist, câte un judecător curajos, că trebuie să ai și aici curaj, înțeleg să-și facă treaba și să-i pedepsească pe cei care fură. Fură ordinar din bani public, neam că pe lângă asta cu doamna aceasta care s-a apucat de furat din necaz, că ai furat de la niște necăjiți, pe necazul lor, că eram toți niște necăjiți, vai de capul nostru, închiși prin case, bătuți, striga la noi, Arafat, în fiecare după masă, ne punea în izoletă, ne punea departe de familie, ne mureau rudele în spitale și nu puteam să-i vedem, că erau băgați în saj negri și îngropați cu... Dar, doamna fura. Era cântat imnul. Dar doamna fura atunci. Repet, sunt acești indivizi, aceste individe, care se cred super protejați. Eu am o vorbă pe care o folosesc întotdeauna. Și Hitler s-a crezut nemuritor. Venind mai înspre noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a crezut că e nemuritor. Și iată că cimitirele sunt pline cu acești oameni. Mulți miniștri s-au crezut nemuritori și au ajuns înainte de cimitire, au ajuns în pușcărie, mulți. Mulți vor ajunge în continuare. Pentru că nu poți să rămâi nepedepsit dacă faci rău oamenilor chiar furând. Și oamenii aceștia fac în primul rând rău oamenilor pentru că fură. Cetățenii ăștia demnitari așa, într-un fel sau în altul. Fură, înșală inclusiv încrederea cetățenilor pe care trebuie să-i reprezinte. Că și dacă scoți limba îmbrăcat ca un maimuțoi într-o galerie, tu demnitar fiind, și dacă furi cu măștile și cu testele, e tot un fel de înșelare a încrederii cetățenilor care se uită la tine într-un anume fel, au așteptări de la tine, te-ar vedea acolo făcând ceva dacă tot te-ai dus. Dom'le, și dacă nu-i foarte deștept, măcar să fiu mândru de el, să-i îmbrăcat frumos, să se poarte frumos, să vorbească frumos, dar tu așa te duci și te îmbraci, așa ca un terchia berchia și răcnești, sau te pui într-o funcție publică și repede ce ai ajuns la lovele, te apuci și le furi pe toate, dar chiar pe toate, și furi din necaz. Bagiocorești încrederea oamenilor și asta se plătește. Suntem live cu Cornel Bișcaru pe One to One, Ovid Mita, ms24.ro și de asemenea grupurile de Facebook Mureș 24 și Ești din Târgu Mureș. Dacă această întâlnire cu analistul politic Cornel Bișcaru o puteți găsi în scurtă vreme și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovid Mita. Și restrângem arealul, iată că a mers puțin prin Ungaria, Ucraina, puțin pe la București și venim puțin mai aproape de noi, în proximitatea noastră, în Târgu Mureș. Și sunt curios dacă ați citit raportul de activitate al Consiliului Județean pe anul trecut. Da, chiar da. De ce râdeți? Pentru că le mulțumesc frumos, îi mulțumesc domnului Petrică Ferenț, a reușit să nu mă surprindă cu nimic. Știam că de 6 ani, 5 ani jumătate, n-a făcut nimic. Documentul reafirmă acest lucru. Dacă e să traversați județul, nu știu, sud, nord, est, vest, cum doriți dumneavoastră, veți vedea că am dreptate, nu se întâmplă nimic în județul Mureș. Dar cu toate astea au fost multe vizite, multe dezbateri, simpozioane, ați citit. Am văzut, da, aplicații, da, tot ce trebuie, formulare, pliante s-au făcut, site-ul s-a întreținut, no, chestii serioase altfel, chestii serioase de oameni serioși. În vecinătatea noastră, peste 3 ani, dacă nu mă înșel, se finalizează proiectul Consiliului Județean Cluj. Ei și-au stabilit ca în următorii, de mai multă vreme și-au stabilit, dar termenul limită, dacă nu mă înșel, e 2025, ca toate entitățile publice din județul Cluj să fie racordate la apă și canal, școli, dispensare, nu știu, primării și așa mai departe. Aproape reușesc. La noi, cred că numărul pliantelor tipărite în județul Mureș și a like-urilor și a click-urilor și a share-urilor date ce au legătură cu Consiliul Județean sau produse în Consiliul Județean sunt cam egale cu numărul zecilor de milioane de euro atrase de Consiliul Județean Cluj în același interval de timp. E absolut nefiresc ce se întâmplă și la nivelul Consiliului Județean Mureș. Spuneam mai devreme,
Sunt atent la spațiu public de mai mulți ani de zile. Și pot să compar în acest moment generațiile de lideri ai partidelor politice, inclusiv din județul Mureș. Și? Concluzia? Da. Ce legătură are Petrică Ferenc cu Loco di Edith și cu Virag Gheorghi? Repet, planete diferite. Nu exista, țin minte că lucram într-un spațiu media la un moment dat, așa ca al dumneavoastră, și săptămânal Loco di Edith venea la televiziunea respectivă și vorbea iar de zeci de milioane, de zeci de milioane, de zeci de milioane, de viitoare milioane atrase în proiecte de toate felurile. Mai vorbesc de domnul Vira, care împreună cu Ioan Togănel în anii aceia 96, 2000, 2004 au început proiecte importante pentru județul Mureș. Proiecte de felul cărora n-am mai auzit ulterior. Și acum Petrică Ferenc face pliante. E ok, e ok, trebuie și pliante, trebuie și aplicații, trebuie și simpozioane, trebuie luată lumină din toate părțile globului, și de aproape și de departe, dar nu servește niciun fel intereselor comunității județului Mureș. Niciun fel. Nimic, nimic important nu se întâmplă. A, că am înțeles că preferențial doar în anumite zone se mai face câte un asfalt, aia nu-i proiect de comunitate. Proiect de comunitate înseamnă să integrezi zonele județului Mureș, să valorifici zonele județului Mureș, în așa fel încât ele să fie competitive cu zone din alte părți, din alte județe, cel puțin din proximitatea noastră. Această nepăsare oare are la bază faptul că oricum nu se, are cred, șanse de a fi reales pentru că are o bază electorală majoră partidul, în județ? Corect, că e partidul, același gen de personaj, același fel de gândire. Eu cred că nu e nepăsare, e nepricepere. Dacă în primii ani credeam că poate fi vorba, nu interesează omul cu hotelul la Sovata, nu, până termină construcția acolo, până nu. Sunt multe lucruri pe care le ai pe lângă casă când pleci așa dintr-o dată, te trezești că ți-a dat partidul, te-a mutat din primărie în Consiliul Județean și trebuie să rezolvi ce ai lăsat în urmă. Eu cred în momentul acesta că e pură nepricepere. E pură nepricepere și dacă o să ne uităm pe valorile statistice din comunitățile mureșene și le vom compara cu valorile din comunitățile, din județele din jur, să ne comparăm doar cu acestea, da. Vorbind de Brașov, vorbind de Cluj, vorbind de Sibiu, vorbind chiar și de Alba, cred că suntem în inferioritate netă față de ele. Culmea culmilor că ne putem compara cu o zonă, dragă domnului Petrică Ferenț, unde tot așa liderii UDMR nu fac nimic pentru comunitate, cu Arghita și Covazna. Întrebarea de 100 de puncte e cum se face că formațiunea sau unii lideri din această formațiune politică, să o numim așa, nu vor niciun fel să dezvolte comunitățile, pentru că Arghita și Covazna nu sunt conduse de PSD și de PNL, nu sunt conduse efectiv de 3 ani, 30 de ani de zile de UDMR. De ce acolo sunt probleme? De ce comunitățile nu evoluează? Nu-i lasă Bucureștiul? Bai lasă! De ce primarii nu sunt competitivi? De ce președinții de Consiliu Județene sunt competitivi? De ce mulții lor miniștri pe care au avut până acum, de la dezvoltarea lui Borbei și până la mediul lui Tanțoș, nu dezvoltă și acele comunități? Pentru că nu vor. Pentru că pe comunitățile sărace le manipulez mai ușor. Dacă într-o comunitate ai oameni care prosperă, care o duc bine, care au timp pentru confortul personal, au timp pentru bucuria proprie, nu au timp să-și dea cu steagul în cap, se duc, se distrează, își cheltuie bani, își fac cumpărăturile, își dezvoltă afacerile, își dezvoltă familia, nu știu, fac ceva bun. Dar dacă sunt săraci, dacă sunt nervoși că săraci, îi poți manipula mai ușor, le poți arăta drapelul, nu știu, te poți îmbrăca într-un tricou și să faci tu pe marele naționalist. Pentru că știi că i-ați necăjiți și-s nervoși oricum. Și pe nervii pe care ei au mai vii și tu și doar stimulezi nervii unei comunități sărace. Eu cred că interesul foarte multora tocmai ăsta e, să nu dezvolte comunitățile, să le țină sărace și oamenii aceia să fie nervoși permanent și după aceea să mai vină puțin cu un picuț de manipulare între ei, le mai strică un picuț capul ca să-i aibă permanent înjurând și răgnind unii la alții. Trecem strada și ajungem la o altă instituție în fruntea căreia se află o persoană care a venit pe un val de așteptare mare, mare și a ajuns la aproximativ un an și jumătate de mandat și dacă este să tragem linie, și aici mă refer la primarul Șoș Zoltan al municipiului Târgu Mureș,
ce se vede în urmă după un an jumate de aproape 2. Spre 2, da. Nimic. Ba da, o să vedeți, dacă vă duceți seara sau dimineața la prima oră, o să vedeți mulți șobolani călcați pe parterele principale din Târgu Mureș, că vor să traverseze sărăcuții strada și calcă mașinile, că nu, trebuie să mănânce și într-un bloc, și în blocul de pe partea dreaptă, și în blocurile de pe partea stângă. Asta o să vedeți, foarte mult gunoi, o lipsă de proiect, evidentă, în afară de vitrina cu fotografii, nu o să avem nimic în municipiul Târgu Mureș. Mai avem povești, de la tunel și până la patru poduri am ajuns în momentul acesta. Noi ne-am bătut cuiul la 1. Sensul rotund, de la cocoșul rotund, de aur. Da, rotund, una peste alta, un mandat ratat, dacă e să mă întrebați pe mine. Un mandat absolut ratat, care nu mai poate fi recuperat. Nu mai este timp să fie recuperat, pentru că mai este un an, 2023, când s-ar putea lucra ceva. Și după aceea, la începutul anului 2024, se intră în campanie electorală, nimeni nu lucrează, toată lumea pavazează. Pune ghivece, mai vopsește, mai scoate un steag, mai ambiționează lumea, mai enervează lumea și așa mai departe. Păcat că e un mandat ratat, așa cum spuneați, pentru că mandatul lui Șos a venit așa chiar pe o așteptare teribilă, după 20 de ani de mizerie, de întuneric, de praf, Dorin Florea, Claudiu Maior, știm ce s-a întâmplat în Târgu Mureș și am rămas în coada tuturor municipiilor reședință de județ din Transilvania, mai puțin cele din Harghita și Covasna. Adică tot cu ele suntem acolo în competiție pe ultimele locuri. Lumea aștepta foarte, foarte multe. Lumea nu aștepta să gate Șoș patru poduri sau să facă Șoș nu știu ce minuni de legate cu ele. Aștepta să-l vadă că lucrează la niște proiecte importante, că le pune în dezbatere publică, nu că le comunică. Dacă te duci la televizor și zici, m-am gândit să fac tunel care să unească Corunca de Tudor. Bine, mă, că te-ai gândit tu. Democrația civilizată în comunități e participativă. De regulă, uitați-vă la spațiile civilizate spre care ne place să ne uităm. Comunitățile sunt întrebate, sunt consultate, se fac referendumuri locale pe problematici importante. Apropo, domnul Șoș zicea că face referendum cu Azomureșul, cu cancerul acela care ne omoară în fiecare. Nimic. Nimic. Și de la uitat. Acela nu trebuia făcut referendumul acela, că nu poți să faci referendum într-o comunitate pentru închiderea unei societăți comerciale. Aia trebuie închisă altfel. Nu pentru asta. Știți dar câți angajați sunt, apropo, la Azomureș? 1100 de angajați. Bun, acum, da, știți că au vândut gaz la suprapreț în perioadele cât au fost închiși. De exemplu. Și au făcut un profit frumușel. Vânzând gazul, cota lor de gaz, cantitatea de gaz achiziționată anterior, au închis și acum șantajează statul român că dacă nu știu ce nu face statul român și nu le dă ajutor de stat, ei nu pornește și atunci noi nu o să avem îngrășământ în agricultură. Penibil. Să înseamnă să ai un stat slab. Un stat slab, conducători slabi, care se fac preș pentru că nu au pricepere, pentru că nu au determinare în fața oricăruia vine. Ar fi chiar atât de greu o reconversie, chiar atât de grea o reconversie pentru 1100 de persoane? Domnul Mita. În ideea în care ar fi voință să uitați-vă fie cifrele Azomureșului și vedeți care sunt raportările lor oficiale cu privire la profit, cu privire la pierdere, dacă ar fi așa spectaculos. De ce pare că e aproape gaură? Că zicem că e vital, e necesar, că avem producție, supraproducție, că fără noi... Gata, se termină cu agricultura românească. Ia mai dați-ne 50 de milioane de euro, ia mai dați-ne 10 milioane sau 30 de milioane când și vin miniștrii să fac preș în poarta fabricii de la Azomureș. Dar uitați-vă, să caute oamenii care nu cred, să caute datele economico-financiare ale combinatului Azomureș pe ultimii 4 ani de zile. Și o să aibă o surpriză formidabilă. Să vedem cu cât contribuie combinatul astăzi, în mod net, la, nu știu, economie, la plus valoare, în afară de faptul că vând niște produse, niște îngrășăminte foarte scumpe, inclusiv pentru agricultura românească. Ce altceva mai aduce bun în afară de boală acest edificat din Târgu Mureș? Noi nu vorbim de ani în care erau 10-15 mii de angajați. De un combinat care produce toxic, care ne îmbolnăvește în fiecare zi din viața noastră, pe bani puțin pentru interesul statului român, că dacă ar produce mult, ar avea profit, ar lua impozit pe profit mare și așa cum se face transparent de adevăratele economie
și producție în lumea civilizată, da? Să se uite cei care au curiozitatea, să caute pe Google date economico-financiare, datele raportate la finanțe de către Combinatul Azo Mureș în ultimii 3-4 ani de zile și vor avea o surpriză mare, mare. Combinatul la un moment dat va risca, chiar așa, cum spune ei că sunt intergalactici de importanți, va risca să ajungă cât un vânzător de vată pe băț la platou Cornești. Apropo că am văzut că i-a închis și pe aia, că nu-i bine când te duci cu copilul la platou, de ce să-i cumperi copilului o tiribombă și un pic de vată pe băț? Du-te așa și bagă-te direct în grădina zoologică să miroși de cal. Stricăm și lucrurile bune pe care le avem în Târgu Mureș, apropo de Târgu Mureș. Din asta mai drăguțe, te duci, de când lumea te duci la platou să-i găsești pe acei câțiva comercianți ambulanți acolo care vindeau ceva. Place copiilor, că dacă domnului primar nu-i plac tiribombele, vata de zahăr ars, bomboanele acelea, să știi, copiilor le plac. Eu locul ei aș întreba copiii înainte de a lua decizia de a desfința. Are câțiva acasă, putea să întrebe chiar în familie. Eu cred că nu-i duce pe acolo. Nu cred că-i duce. Nu știu ce. Că dacă i-ar fi dus, ar fi văzut că se bucură. Și trag de tine copiii, când mergi părinte cu copil, trag de tine și tati cumpără și din aia, cumpără și din aia, în funcție de posibilitățile pe care le-ai cumperi sau nu. Dar se bucură, așa cum. Intrăm gonetă, intrăm în zoo, ieșim din zoo și mergem către casă, e ok așa? Apropo de mersul, așa în linie dreaptă, pe acel scaun, pe atunci candidat la funcția de primar al Târgu Mureșului, spunea că o direcție prioritară în campanie este mobilitatea și una eco și prietenoasă cu mediul și așa mai departe. Cât din dorința asta și promisiunea de campanie a independentului Șoș? Dar și-a ținut-o asta, să știți că și-a ținut-o. Faci cu mașina, în trei intervaluri de timp, mergând prin Târgu Mureș, cât faci pe jos. Deci viteza de deplasare e acolo, la 4-5 km pe oră, maxim. E o mizerie ce se întâmplă azi în Târgu Mureș. Nu, repet, nu-i Șoș neapărat de vină pentru că astăzi în Târgu Mureș s-a constatat, cum trebuia constatat de mult, că se construiesc mii de locuințe în periferie care la un moment dat vor presa, vor încărca principalele căi de acces din municipiul Târgu Mureș unde oamenii se deplasează pentru locuri de, la locurile de muncă sau pentru cumpărături. Pentru că n-a venit cu nicio soluție până în momentul acesta. Nicio soluție care să, ca să degreveze orașul. Eu m-ați invitat pentru că ați fost drăguț în urmă cu o perioadă de timp, cu niște perioade de timp și m-ați întrebat cum văd mandatul. Și v-am spus și atunci și repet, acum, faptul că nu s-a început bine, transform acest mandat într-un mandat eșuat, afundă și mai mult municipiul Târgu Mureș, pentru că în timpul în care la noi în continuare nu s-a întâmplat nimic, în alte comunități locale de dimensiunea Târgu Mureșului și poate mai mici, s-au întâmplat lucruri, s-au depus deja proiecte, sunt în discuție, în discuții avansate, inclusiv finanțarea lor, la noi nu s-a discutat, nu s-a promovat, nu se promovează. 4 ani de zile e mult în viața unei comunități aflate în competiție, precum cea Târgu Mureșană, în competiție cu alte municipii din jurul nostru, din Transilvania. Vor fi recuperate foarte, foarte greu, mai ales în condițiile în care acum vorbim de începuturi noi de finanțări. Deocamdată se vorbește de PNRR, dar pe sfârșitul acestui an vom vorbi de exercițiu financiar 2021-2027, de data asta pe bani europeni, pentru fonduri europene, pe proiecte europene. Pentru că PNRR-ul acesta nu are legătură în niciun fel cu proiectele europene. Ăștia sunt niște bani luați împrumut, cu dobândă de către statul român pentru a ieși, pentru a depăși oarecum cu succes perioada destul de grea acestor ultimi 2 ani și jumătate, cât a fost povestea aceasta cu COVID-ul. Banii europeni, aceia pe proiecte, aceia nerambursabili, urmează să vină. Liniile de finanțare, acum se lucrează la documentele necesare pornirii liniilor de finanțare, din ce am auzit undeva la sfârșitul anului încep. Ori, până acum tu trebuia să fii, pe de o parte, la PNRR, în situația în care ești la guvernare, că domnul Șoș e la guvernare, ca și domnul Petrică Ferenț, adică l-are pe domnul Tanțoș. Îl are pe domnul Tanțoș. Uite, că tot veni vorba, puțină lume își mai aduce aminte de super afacerea
făcută de Dorin Florea și grupul lui în zona combinatului, când a preluat municipalitatea, fostul Batal, de la combinat și pe bani publici l-a ecologizat. Mă rog, cum se poate numi ecologizare? Acolo sunt în jur de 30 de hectare de teren super plat acum. Mă rog, și vreo câteva buldozere îngropate, că nu s-a făcut lucrarea chiar cum trebuie. Dar, du-te, domnule, și aplică alea 30 de hectare, nu o să poți. Dorin Florea le spunea Târgu Mureșenilor, care l-au ales în 2012, că pe perimetrul acela o să le facă blocuri de locuințe. Ok. Într-un Batal cu adâncime de 30 de metri, unde e numai mlaștină din aia și arunca pământ, acum du-te și pune fundație de bloc. Nu se pot face. Dar eu cred că niște panouri fotovoltaice, un parc, se poate instala pe 30 de hectare, pentru că expunerea e foarte bună să valorizezi într-un fel o suprafață de teren pe care o ai oricum în proprietate. Dar, repet, nimic nu s-a produs, nimic important nu s-a produs, nimic important n-a fost pus în dezbatere publică, cetățenii sunt surprinși în continuare de ideile pe care le au cei din primărie, în loc ciclu să fie invers. În principal să vină dinspre comunitate, spre autoritatea publică, sau atunci când nu vine dinspre comunitate, să vină dinspre autoritatea publică, să pună în mod serios în dezbatere. Un comunicat de presă nu înseamnă dezbatere publică, cu privire la oportunitatea realizării unor proiecte, și de acolo încolo meseriașii care lucrează în primărie sau în firmele private care pot fi angajate în acest scop să întocmească proiecte eligibile, finanțabile de către finanțatorii europeni. Nu avem nimica, 4 ani de zile în minus pentru Târgu Mureș vor fi, 4 ani din punctul de vedere al dezvoltării comunității Târgu Mureșenei, minus 10 raportându-ne la celelalte municipii din Transilvania. S-a decis la nivel de administrație să se ofere o subvenție de 3.000 de lei celor care își asum să nu cumpere un autoturism mai vechi de 5 ani în ultimii 3 ani, în următorii 3 ani. Nu. Cum vi se pare? Nu. Ce să zic? Ok. Și dacă dă aia 3.000 de lei, nu mai stăm 2 ore și jumătate? Nu mai traversăm orașul în 2 ore și jumătate? Nu, astea-s. Când ai terminat tot de făcut, dai ajutoare sociale. Este un fel de ajutor social. E așa o chestie bună. Și am terminat problema cea mai mare pe care Târgu Mureșul ăsta are, să-mi dea mie 3.000 de lei și eu să mai adaug încă 10.000 de euro la ea ca să pot să-mi cumpăr un automobil, cum zice domnul. Nu asta e soluția. Dacă ești om serios și știi cum arată o comunitate, nu, asta e penibilă protecție socială. Okay, care se bucură, care are bani să cumpere autoturism în condițiile spuse de cei din primărie, care se bucură vreunul de 3.000 de lei pe bune? Asta e ca și cum ai zice unei familii că îi dai de la primărie 100 de lei ca să cumpere mâncare și haine la copilul nou născut. Și nu-s lucruri de oameni serioși, nu. Nu. Lucrurile, oamenii serioși fac lucruri serioase. Astea sunt chestiuni pe care le fac ONG-urile, le fac oricine altcineva. Ce e asta? 3.000 de lei să cumpăr un autoturism, să mai pun 10.000 de euro să-mi cumpăr unul. Și am rezolvat problema în comunitate și cu autoturismul ăla în condițiile spuse de primărie ca să primesc către... Repet, tot în Târgu Mureș, 2 ore și jumătate, urmează să-l traversez. Nu prima dată facem noi pe dracu în 4 și să facem măcar o cale ocolitoare pentru municipiul Târgu Mureș. Să degrevăm traficul. Probabil ne o ia în față Sighișoara când vine. Da, sigur, Iulian Sârbu e un super primar, hai ca să ne înțelegem. Iulian Sârbu de la Sighișoara, întâmplarea face că... Chiar îl cunosc de ani buni, un super primar. Și dacă Iulian a început așa cum a început, Iulian... Sighișoara va fi din nou spectacolul județului Mureș, inclusiv în materie de dezvoltare urbană. Veți vedea. Că Iulian nu e un puturos, nu e un comod. Iulian e un tip activ, un tip care știa dinainte să ajungă în primărie care sunt nevoile comunității sighișorene și ordinea lui de priorități, uitați-vă că nu apare cu... No. Uitați-vă la felul în care comunică primarul Sighișoarei și felul în care comunică primarul municipiului Târgu Mureș, două chestii complet diferite. Ai impresia că sunt din țări diferite, nu? Unul vorbește de proiecte mari de infrastructură, se întâlnește cu demnitarea statului, semnează documente și anostrul pierzi printre șobolanii din Târgu Mureș și discuțiile astea. Avem tomberoane ecologice, n-avem tomberoane ecologice, avem pistă, n-avem pistă, acum iar se apucă de pistă, iar ne-a dus trotinete. Repet, oamenii serioși... Nu, unde să mă dau? Îți riști viața în Târgu Mureș. Deci dacă nu te urci în mașină proprie și mersul pe jos e periculos în multe zone din Târgu Mureș, dar aminte să te uiți pe o chestie din aia la care se ternă banii în mijlocul drumului și urmează să te răstor. Ești și haios. Peste tot în lume
unde le-am văzut, să știți, sunt doar o sursă de mizerie urbană. Părăsite peste tot, aruncate, aiurea, urâte, așa ca și cum, ca și cum cineva le-ar fi, ți-ar fi stricat și le-ar fi aruncat în mijlocul drumului, operatorii nu vin să le ridice, se apucă fiecare copil și le mai trântește încă o dată, unii mai încearcă să-i fure chipul, să-i desfacă chipul. E o prostie. Tu poți să vorbești despre soluții alternative de trafic în municipiu Târgu Mureș, da, soluții bio, eco, cum ne place, să fim verzi, după ce ai rezolvat problema principală de infrastructură în domeniul mobilității în Târgu Mureș. Pe când tu ai toate camioanele care merg de la Luduș până la Reghin în centrul orașului, cum vrei să fii verde? Când tu ai toate camioanele care merg de la Iernut până la Bistrița în centrul orașului și din care curg tot felul de zoaie și prostii, cum vrei să fii verde? Ar fi trebuit, repet, și-o tot spun, eu nu aș fi vrut să-l văd pe primarul municipiului Târgu Mureș în municipiul Târgu Mureș nicio secundă din viața lui. Din când în când să-mi scrie pe unde de să pe, fie? Nu știu, domnule, în București, în Bruxelles, în Barcelona, în Budapesta, unde îi place lui. Dar de acolo în fiecare săptămână să mă anunțe, sau în fiecare lună măcar să mă anunțe că am mai adus un leu pentru comunitatea Târgu Mureșan. Nu 3.000 de lei ca să mai pun eu 10.000 să-mi cumpăr o mașină care stă blocat în trafic. Și să se zbată pentru bani, asta vreau să zic. Uitați-vă că ați adus vorba de primar. Primarul Sighișoare se zbate pentru bani. Și atenție, are de întreținut un monument istoric vechi de sute de ani, că Sighișoara, de care vorbim noi, trebuie în primul rând conservată. A avut un primar înainte, Mălâncrăvean, nu știu cum îl chema pe ăla, cădea cetatea pe el. Punea proptele din alea de coteți, scânduri din alea de coteți, să nu-i cadă cetatea în cap. Lucru, oamenii care înțeleg că importanța poziției pe care o fac lucruri importante, ceilalți fac găinării. Acum mai trebuie să mai vină cu un ajutor din ăsta social ca să nu știu ce să facem, încă o prostie micuță, și între timp, cum mergem în Târgu Mureș de dimineață până noaptea ca să poți să traversezi municipiul Târgu, și va fi tot mai greu, veți vedea. Să călcăm șobolani cu mașina. Nu e ok. Deci în Târgu Mureș nu e ok ce se întâmplă. Și repet, nu e doar vina lui Șoș. Vina principală a lui Șoș în acești primi 2 ani de zile de când ocupă funcția de primar e că nu a înțeles care sunt nevoile comunității, n-a întrebat-o, n-a discutat cu ea și nu a pus la cale împreună cu comunitatea pe care o conduce acele proiecte care să fie menite să dezvolte municipiul Târgu Mureș. Și am mai adăugat faptul că nu fructifică oportunitățile pe care le are în prezent Consiliul Județean, Consiliul Local, Consiliul Președinte de Consiliul toți, Județean, miniștri, Târgu Mureș vicepremier. Astăzi are numai oameni la putere, domnul Mita. Deci numai oameni la putere. Trecând peste 1-2 răzlezi din ăștia din aur, că din USR greșiți nu mai avem deloc. Ne-au luat-o și pe doamna Hang, asta e, ne-au luat-o. Dom'le, toți sunt la putere. Noi avem doar parlament, toți parlamentarii la putere din județul Mureș, mai puțin un deputat de pe la aur. Prefectul e la putere, primarul e la putere, președintele Consiliului Județean, toată lumea e la putere și nimeni nu face nimic. Atât de multă putere politică în mâna conducătorilor politici ai județului Mureș n-a fost niciodată. E inutilă. Inutilă. Aici nu e numai vina lui Șoș că nu se dezvoltă Târgu Mureș, județul Mureș. E vina tuturor formațiunilor politice care nu sunt capabile să se pună la o masă și să ducă județul mai departe. Și dacă nici acum nu se face, când toți sunt acolo unde se trag sforile. Ne merităm soarta atunci. Ne merităm soarta. Să nu vă mirați dacă vreun membru al grupului infracțional organizat, condus de fostul primar, va ajunge primar în Târgu Mureș din nou. Ne merităm soarta. Oamenii au memorie scurtă. Mai este și chestia asta un picuț națională cu trotuarul verde pe la Târgu Mureș, s-ar putea să avem surprize peste 2 ani de zile. Dar oricum, repet, acesta e un mandat ratat. Absolut ratat. Tot în acest mandat, sau mă rog, în acest interval de timp, am văzut din nou la treabă un partid local care a pierdut un membru, s-a retras, e vorba de Radu Bălaș, o pierdere pentru Consiliul Local sau pur domnul, și simplu... Domnul Mita. Nimeni nu e de neînlocuit. Poate că o să se supere Radu pe mine. Nu știu. Dacă se supere, asta e. Suntem băieți mari, ne trece. Dacă nu ne trece, mergem mai departe în viață. Când ai candidat, n-ai știut că ți se face lene în mandat. Cum a pe bune, te-ai oprit așa în mijlocul drumului? Ce le-ai zis celor din Târgu Mureș când ai candidat? 4 ani de zile, super prosperitate, super dezvoltare, opoziție dacă nu vom fi la putere. Așa la
la mijloc de codru des unde păsările ies, tu te opri din drum, tu le duci mandatul până la capăt. Poate că e greu, poate că ești bolnav, atunci înțeleg. Nu mai poți să umbli, nu mai poți judeca, nu mai poți scrie, nu mai poți vorbi, atunci te oprești. Dar așa cum te-ai oprit? Te-ai oprit că ce? Că a fost o marți și ți-a venit o idee? Dacă ți-ai asumat o responsabilitate, apropo de maturitatea, că nu suntem, suntem copii de grădiniță, de grupa mică, și copiii ăia, mulți dintre ei, sunt responsabili, că învață anumite lucruri și le duc mai departe, așa cum le-au învățat și cum sunt educați. Noi suntem oameni de 30, 40, 50 de ani. La vârsta asta, când ai bătut palma cu comunitatea, că ai bătut palma cu comunitatea acum 2 ani de zile, ce le zici acum? Am glumit? De ce te-ai retras? Așa? Numai? Că e nevoie de schimbare? Le-ai spus oamenilor din Târgu Mureș când ai început? Dragii mei, vedeți că stau numai 2 ani. Votați-mă de eu stau numai 2 ani, după care plec. Nu le-ai zis. Iar ai înșelat încrederea comunității. Poate că ai făcut fapte bune, poate că ai făcut lucruri măiastre. Eu nu știu de ele. Poate că le-ai făcut. Du-ți, domnule, mandatul până la capăt. Pentru că așa te-ai înțeles cu comunitatea, așa te-ai înțeles cu grupul pe care îl conduci. Acum vorbim de un consilier local, dar oriunde te-ai duce, îți asumi o responsabilitate în fața unor oameni pe care ai decis să-i conduci. Te-ai înțeles cu ei, le-ai promis ceva, ai bătut palma cu ei. Păi nu ești om de cuvânt? Pierde partidul în asemenea situații? Și așa mic ca reprezentativitate. Ei, cred că ori mai rămas de un lăstun acum, dacă e să mă întrebați pe mine. Dacă mai sunt lăstun, care e cea mai micuță mașină? Fiat 1, aia cred că acolo intră 3-4 înghesuiți. Fiat 650. Cam atâta cred că mai sunt. A fost... Era să fie o poveste interesantă chestia asta cu Polul, s-a transformat într-o o bășcălie pe net, pe Facebook, unde ne râdem toți de tot și zicem că suntem liberi. Acum s-a închis și povestea cu Consiliul Local, definitiv, cred eu. Dar repet, tot o formă de a înșela încrederea, de a o bagiocori. Dom'le, dar nu ne-am înțeles că stai 4 ani. Ai venit cu propunere de dezvoltare a comunității pe 4 ani de zile. Atât ai mandatul la noi. Repet, sper să nu se supere. Dar așa văd lucrurile. A te dădea partidul afară, era în imposibilitatea exercitării funcției, era altceva. Dar așa te-ai trezit într-o marți, ai băut cafeaua, fumat o țigară și ai zis, nu, ce fac azi? Păi fentez pe ea care m-or mandatat, care mi-or dat încredere. Așa, tam lăsam, pui o postare și gata, am plecat, v-am pupat. Nu-i ok. Nu-i cinstit. Și chiar nu-i cinstit. În relația cu comunitatea pe care ai decis. De bună voie că nu ți-au pus mâinile la spate alegătorii și au zis, Radule, îți rupe mâna la spate dacă nu candidezi. Nu. Tu te-ai dus în fața lor și ai zis, vreau. Ei au zis, bine, du-te. Și tu ai zis, la mijloc, am glumit. Un subiect poate chiar mai delicat decât cel pe care l-am abordat mai la începutul emisiunii cu ministrul care s-a îmbrăcat, cum s-a îmbrăcat și a strigat și a cântat ce a strigat. E faptul... A strigat altfel și a cântat decât strigau și cântau jucătorii de la el din sat. În Alta Curte de Casație și Justiție vine și practic confirmă o soluție dată de Curtea de Apel Târgu Mureș și prin această decizie se desfințează un liceu care, iată, și prin sentința dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a înființat ilegal. Dacă așa au zis domnii consilieri că e bine să facem lucrurile ilegale, s-au și ambiționat în asta. Pe mine nu mă deranjează, pe mine știți ce mă deranjează în povestea aceasta, că am urmărit luările de poziție ale unora și sau ale altora. Pe mine mă deranjează felul în care încearcă din nou să creeze tensiuni liderii politici în comunitate, folosind acest subiect. N-au fost în stare de la început să facă o chestiune în conformitate cu legea. Legea are niște prevederi foarte clare, niște etape, niște documente, niște pași pe care trebuie să-i parcurgi când înființezi orice, inclusiv o școală. N-au vrut să o respecte, au făcut cum i-a tăiat capul, au crezut că politic poți să o rezolve, ia ca la instanța de judecată politică, de aia spuneam că mai sunt și judecători, procurori, mai sunt magistrați serioși la care nu le e frică și care au curajul să ia decizii. Dar faptul că ei n-au știut să facă un lucru ca lumea, au pus în dificultate familii și copii. Și acum încearcă să imprime tensiune în comunitatea târgu-mureșană pentru că ei au greșit, asta mi se pare ne la locul ei.
Dom'le, nu oamenii, nu cetățenii municipiului Târgu Mureș care au decis să-și dea copiii la o școală, care tu ai spus că e legal înființată, au greșit. Nu! Tu ai greșit că le-ai făcut o școală folosind metode, mijloace și documente care sunt în afara prevederilor legale. Așa zice justiția din România. Și acum tu spui că e o răzbunare, că noi nu ne vom lăsa. Că... Dom'le, fă-o ca lumea, dacă vrei să o faci. Fă-o ca lumea, nu mai fă ca data trecută. Pentru că tu ești tu de la început, de la momentul la care a fost percheziționat și parcă reținut Someșan, fostul inspector școlar general, cu acela subiect, știai de atunci că nu-i bine. Din momentul acela, ce ai sperat? Că răul se va transforma în bine în fața instanțelor de judecată? La faptul că tu acum pui să dești în mintea părinților și a copiilor că cineva rău, adică ăia alți, nu noi politicienii UDMR, încearcă să vă strice vouă școala, să vă distrugă școala, să vă ia dreptul la învățământ, asta mi se pare cumplit, mi se pare mizerabil și generator de tensiune în comunitatea Târgu Mureșană. Iar un lucru de care comunitatea Târgu Mureșană nu are nevoie. Deloc nu are nevoie. Dom'le, asumă-ți responsabilitatea. Cel care a greșit atunci când s-a inițiat demersul, cei care au votat, cei care au făcut documentele și asume responsabilitatea să plece, să-și facă numele cunoscute în fața comunității și să nu mai dea vina pe alții, să dea vina pe ei pentru ce au făcut, să nu mai sădească ură în mintea unor oameni care nu înțeleg foarte bine cum e cu procedurile, cu documentele, cu legislația, cu respectarea unor pași în demersul de constituire a unei entități, a unități de învățământ și să facă, dacă vor să facă, să facă lucrurile ca lumea. Pentru că așa cum a fost început acel demers prima dată, n-a fost un demers pentru că își doreau să facă o școală. A fost un demers împotriva alte școli. Nu așa se construiesc lucrurile. Aia trei oară când o spun în această emisiune. Valorile tale nu trebuie să ți le promovezi împotriva valorilor mele. Promovează-le pentru tine, fă-le pentru tine. Nu fă mie rău clamându-ți lucrurile la care ții tu. Cântă, joacă, scrie poezii, fă documente, fă școli, fă muzee, fă ce vrei tu, dar nu fă împotriva școlilor mele, cântecelor mele, poeziilor mele. Fă-le pentru că îți plac ție, nu pentru că îmi plac mie și tu vrei să mi le arunci în cape ale tale. Nu, hai să mergem împreună pe același drum, că oricum n-avem de ales. Dumnezeu ne-a lăsat pe acest pământ pe toți. Aici suntem, nu suntem primii veniți. Nu suntem, suntem ăștia de astăzi. Vrem să mergem împreună pe drum. Că dacă cultivăm în continuare neîncrederea, spaima și ura, nu vom ieși bine de aici. În primul rând că nu ne vom dezvolta, că de bătut nu știu dacă ne vom mai bate, dar nu ne vom dezvolta. Oamenii care sunt împreună și care nu se împrietenesc, care nu înțeleg să muncească împreună, să tragă la aceeași căruță, nu se dezvoltă. Îți răsfirați, îți împrăștiați, îți speriați. Nu sunt o comunitate. Apropo de comunitate și administrație, ne spune Lazar Avram pe Facebook că e plecat din județ de 10 ani, a venit în luna martie, din nou oarecum acasă, în vizită, și a fost îngrozit de cum arată orașul. Ne spunea că nu s-a făcut nimic, a găsit cratere în carosabil și ne mai spune urmăritorul nostru pe Facebook că este un oraș palid, lipsit de viață, ceea ce, din păcate, constatăm cu toții în ultimii ani. Încă mulțumim pentru Târgu Mureș. Mesaj. Încă mai zvâcnește Târgu Mureș. E palid, e prăfuit, e necăjit. Apropo de praf, se va deschide în curând emblema Târgu Mureșului când vine vorba de restaurant, hotel și, mă rog, loc de petrecut timpul liber, Cocoșul de Aur. Am înțeles că muncitorii de curând au dat jos cherele, dar le-au pus din nou ca să spele praful pentru inaugurare, pentru că din acel sens giratoriu care arată cum arată, s-a dus așa, pe clădirea acolo, proaspăt acolo renovată. Permanent, pentru că asta e calitatea serviciilor de salubritate prestate în Târgu Mureș. V-ați uitat că veniți dimineața, nu? I-ați văzut pe domnii aceia nesupravegheați care prestează pe străzile din Târgu Mureș cu o mătură din aia aiurea, cu bețe groase verzi, cum împrăștie așa praful pe trotuar să nu se mai vadă că e adunat în același loc. Nu, aia nu e adunat, aia nu e aspirat. Astăzi, pe străzile din orașele civilizate, nu de la noi, aspiratoare, mașini care aspiră praful, mașini care aspiră mizeria de la marginea drumului, mai vorbim de calitatea
de trafic a locului acela în care i-a amplasat cocoșul spre ghinionul lui, dar n-ai cum în Târgu Mureș să-ți lași mașina dimineața și să vrei, în care oricare loc, și să vrei să o iei după masă, deși ai spălat-o, nu știu, seara, și vrei să o iei după masă fără să fie, dacă îți lași geamul deschis, e calamitate. Nu, pentru că în Târgu Mureș nu există salubritate. Există niște măturoaie care fac un fel de ceva dimineața și care asigură unor oameni loc de muncă. Oamenilor acelora, eu cred că dacă li s-ar cumpăra cele trebuincioase și ar fi și conduși, inclusiv acolo, jos, în teren. Acolo, jos, să fie cineva care să-i verifice cu ce fac, cred că la fel de bine cum ar da cu măturoiul ăla să împrăștie praful și chiștoacele, să arunce chiștoacele de pe trotuar în iarbă și din iarbă pe trotuar, cred că ar putea să folosească niște mașini din astea de aspirat, frumoase, elegante, să le golească din când în când, să ude străzile, că iar vine sezonul. La noi când udă străzile, uitați-vă, domnul Mita, pe marginea drumului, să face noroi. Aia nu înseamnă că ai udat străzile, aia înseamnă că ai făcut mizerie suplimentară. Aia urmează să urce pe mașini, să se transforme din nou în praf și stăm așa într-o... E prăfuit, e murdar, e neîngrijit, e neîntreținut. Nu-i urât, e neîntreținut. E ca o casă din aceea. Mi-era cocoșul de aur, dacă tot v-a plăcut cocoșul de aur subiectul. Mi-era cocoșul înainte. Era urât, era neîngrijit. Era fără speranță. Vine cineva, l-a pus la punct, e frumos, e îngrijit, arată bine. Asta înseamnă să fie o mână de gospodar la ceva. Și apropo de cocoș, săptămâna viitoare, această emisiune va fi exclusiv. Nu se înțelege că se pot compara cele două, că una e să renovezi o casă și alta e să întreții un oraș. Dar, din punctul acesta de vedere al felului în care evoluează lucrurile, sunt două bunuri până la urmă. Un bun întreținut arată într-un fel și arată ca un bun întreținut. Un bun pe care... de care n-ai grijă, pe care îl lași în paragină, pe care îl lași să-l mănânce praful, goangele, șobolanii, iedera, va arăta ca un loc părăsit. Apropo de acest loc, săptămâna viitoare avem exclusivitate, un one-to-one înainte de inaugurare din locație, așa că vă spun încă de pe acum că merită să ne urmăriți. Știți ce? E foarte drăguț. Eu îl cunosc și pe cel care a făcut chestia aia, bravo că a făcut-o, e un loc drăguț, e un loc... al Târgu Mureșului, cum au fost și altele care au fost dărâmate sau care s-au transformat în bănci de pe vremuri și care țineau așa de, mă uit la pozele dumneavoastră, țineau așa un picuț de bucățica aceea care se numește întreg Târgu Mureșul, pe care am văzut-o eu cel puțin din 97, de când sunt în Târgu Mureș și până astăzi, pe multe le-am văzut dispărând. Dar e super eveniment că se deschide un restaurant. Wow! Wow! Ăsta e Târgu Mureș. Wow. Wow. Deci, wow. E ok, e super, repet. Bravo lui. Dar dăm, e super eveniment în Târgu Mureș. Wow. Deci, de 15 ani, mai ziceți-mi un eveniment important în Târgu Mureș. Care să fie atât de... Nu. Asta e. Despre asta e vorba. Despre asta e Târgu Mureș azi. Repet, e ok, e foarte bine. Doamne, sunt mulți ani că s-a întâmplat. Nu știu, să-i le dea la Cosmin Pop, să-i dea încă 50 de clădiri, să le întrețină, să le pună la punct. Că se dovedește că știu. Dar despre asta e vorba? Wow. Wow. Așa, mai avut o știre astăzi pozitivă. Asta e că știți unde e, în locurile în care șomajul e mare și oferta apare. Și o târg de cariere a fost la Teatrul Național. Wow. Wow. Și asta a fost știre. Mare. O știre este și faptul că în perioada 23-26 iunie vor fi zilele Târgu Mureșene. Are nevoie Târgu Mureșul de festivism? Are nevoie de toate, are nevoie Târgu Mureșul. Are nevoie și de petrecere, are nevoie și de administrație corectă, are nevoie și de drumuri curate, are nevoie și de oameni responsabili, are nevoie de toate. Dacă sunt făcute de calitate, are nevoie de toate. Dacă zilele Târgu Mureșene vor fi un bâlci ordinar, cum era acum 5 ani, 6 ani de zile, că dacă treceai odată prin centrul orașului, nu mai scoteai mirosul de mici cârnați din tine toată viața, n-am făcut nimic. E doar un bâlci ordinar. Dar e o chestie făcută așa cum trebuie, civilizat, frumos, cu oameni educați. Atunci da, are nevoie Târgu Mureș. De ce? Știți cum e? Viața într-o comunitate e viață până la urmă. Cu bune, cu rele, cu petreceri, cu necazuri, cu supărări, cu mici tensiuni, cu mici povești, cu mici polemici. Cu o carte, cu un vin, cu o cafea. E viață până la urmă. E viață. E
viața pe care noi avem în comunitate. Știți cum era în ceva poveste, nu mai știu unde, văzusem cu regatul fiecărui om e casa lui. Familia lui e bogăția lui. Regatul fiecărei comunități e spațiu în care a decis să locuiască. Târgu Mureș, un spațiu în care mulți oameni au, destul de mulți, nu așa de mulți cât ar trebui și cât ne-am dorit, dacă orașul ar fi mai dezvoltat, la ultimul recensământ, 135.000. Suntem curioși acum, după... Eu v-am spus, e singurul, și puteți să verificați, dintre municipiile reședință de județ importante din jurul nostru, e singurul municipiu reședință de județ care în ultimii 30 de ani de zile a pierdut vreo 30.000 de locuitori. Restul, toate au câștigat peste 50.000, Clujul nu mai vorbesc că a câștigat la nivelul sutelor de mii. Dar pentru că nu te dezvolți, nu-i ofertă, nu ești ofertant, nu ești prietenos. Ok, poate că multora dintre semenii noștri le place așa, că e mai micuț, că e mai... Nu-i bine. Nu-i bine, pentru că sunt foarte multe alte rele care aduc acest... care vin de pe urma acestei lipse de dezvoltare, inclusiv în buzunarele lor. O comunitate care nu e ofertantă, deși ar trebui să fie, două autostrăzi se vor întâlni aici, capăt de autostradă de la Borș, zone multe libere în jur unde s-ar putea realiza lucrări importante, investiții importante, aducătoare de plus valoare, nu supermarketuri. Comerțul nu-i. Comerțul e doar comerț. Când iei un bun și îl treci printr-un magazin, ăla nu produce plus valoare, produce TVA, nu știu, și niște bani în buzunarul comerciantului. Nu știu, când cumperi brut niște plastic și faci din el pahare, aducător de plus valoare. Când cumperi grâu și faci pâine, îi aducător de plus valoare. Nu cumperi grâu de la un producător și îl vinzi la un alt necăjit care l-ai prins tu, care are nevoie, și ai pus 200 de lei și aducător de plus valoare. Nu e aducător de plus valoare. Nu e oferta, nu e deschis. Nu e deschis. Bine, a și fost povestea aceea îngrozitoare, ani de zile, măcar pe aia cel puțin deocamdată nu aveam, cu putreziciunea aia de corupție pe vechea administrație, lumii era frică să vină spre Târgu Mureș, pentru că ei știau, domnule, te tund ăștia din primărie dacă te prind. Deci pentru orice te fac de un leu. Ei, lucrurile astea, cel puțin în acest mandat, n-au apărut. Să sperăm că ele n-au apărut, pentru că nu sunt. Nu pentru că deocamdată n-au fost situații la suprafață, în afară de consilierul care își încarcă el așa pe furișache mașina de la priza din curtea primăriei și astea-s găinării, apropo de nivelul pe care l-au unii angajați ai statului, dar chestii grave n-au apărut. Să ne aducem aminte ce se întâmpla în anii trecuți, când o pseudo-echipă de fotbal, un fake ASEA, că nu era ASEA, era un fake, a sifonat din bugetul public 10 milioane de lei. Acelea au fost tunuri. Aici nu-i vorba, aici e vorba doar de incompetență, de indolență, deocamdată nu-i vorba de corupție. Da, cred că și intervalul de timp a fost foarte scurt. Plus valoare, că tot am vorbit în ultimele minute de plusul de valoare, este și să produci miere, ceea ce știu că dumneavoastră faceți. Încă nu, mă strădui, mă strădui. Ca să mergem așa spre deznodământul acestei întâlniri într-o notă mai optimistă și cu da, ceva să știți că, domnul Mitaș, să știți că și eu sunt optimist și când spun lucrurile acestea. Deci eu spun lucrurile acestea în speranța ca lucrurile în jurul nostru poate le aude, nu știu, cineva, oricine, și încearcă să le îndrepte. Sunt mulți oameni care gândesc așa cum gândesc eu. Nu, poate cei mai mulți posibilitatea să o spună undeva, o spun doar în cercul lor de prieteni, știu, acasă, la locul de muncă, mi-am dat dumneavoastră posibilitatea să o spun și așa, în public. Sunt foarte mulți oameni care gândesc în felul acesta. Eu o spun cu optimism, eu mi-aș dori ca lucrurile acestea să se întâmple. Cu drag le reproșez că nu sunt stare să facă ceva și îi rog frumos să facă, pentru că dacă fac ei, mi-e bine și mie. Eu am încă speranță în continuare că lucrurile vor începe să se deplaseze într-o direcție bună, într-o direcție corectă pentru o comunitate. Și revenind la miere? La miere. Ca să încheiem așa cu subiect dulce. Da, îmi place foarte, foarte mult, ador activitatea aceasta. De puține ani, 4-5 ani de zile, m-a învățat nenea Căpușan și cu mai nou nenea Antonie să mă ocup de albinuțe. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Bine,
când, știi cum e, apropo de lucrurile astea care ți se întâmplă în jur, când ai oameni de la care, care ți explică cu plăcere, care fac cu plăcere și care îți împărtășesc și ție cu plăcere, prinzi drag de ele. Vrând nevrând. Prinzi drag de ele și faci lucrurile cu mult drag. Asta, chestiunea asta cu albinele e ca orice altceva. Trebuie să-ți placă activitatea prima dată și după aceea apar și rezultatele. Dacă tot vorbim de miere, la ce da. Să fim atenți atunci când intrăm într-un magazin sau mergem într-o piață? Cum putem când, verifica când intrați vizual într-un magazin sau... să fiți atenți să nu cumpărați miere din magazin, în primul rând. Da, bun. Deci dacă atunci v-ați dus în supermarket mergem? Și vedeți că acolo scrie cu aromă de floarea soarelui, e gata. E și mai bine că vă cumpărați un kilogram de zahăr, vă zic eu cum ieșiți mai bine. Mergeți acasă, faceți un ceai. Faceți un ceai și puneți o linguriță de zahăr și îl beți și mai bun decât ce veți cumpăra din magazin cu aromă de. De regulă, ar fi bine să găsiți un producător, un om care pe lângă casă are, o, nu știu, 5 stup, 10 stup, 20, 50, 100 de stup, pe care îl cunoaște și în timp să creați o relație între consumator și producător și de la care să aveți încredere că cumpărați. Ca orice produs cerut în piață, și miere un produs cerut, există foarte mult tendința, tentația unora să falsifice produsul, dechilind că se importă cantități enorme, inclusiv în România, care e al doilea producător european de miere, se importă cantități enorme de miere cu care se contraface mierea românească cu un picuț de melasă și cu un picuț de sirop din China. Un produs numit miere, că nu știm dacă e miere, așa scrie pe... ce se aduce de acolo. Și iarăși autoritățile dorm, nu? Când vine vorba da, de... Da, da, e mare păcat. Chestiunea asta cu albinele, cu să te ocupi de stupi, ar putea să fie una dintre marile șanse ale comunităților mici din România. Dacă statul ar fi inteligent și ar găsi formule simple de sprijin, să-l ajuți pe om să-și cumpere niște familii de albine și să-l controlezi dacă și le-a cumpărat. Să-l ajuți pe om să-și facă tratamentele la timp și să-l verifici dacă și-a făcut tratamentele, pentru că astăzi sunt posibilități de genul acesta. Să-l ajuți pe om să comercializeze, să aibă o minimă piață de desfacere. Una dintre cele mai tari activități, ca să mă înțelegeți, mierea cum ți-o dă singura insectă care produce sau printre singurele insecte care produc ceva bun pentru om, cum ți-o da așa o consum? Foarte multe produse din natură, foarte puține produse din natură, au această calitate fundamentală. Cumperi grâu, nu ne apucăm de mâncat grâu, numai personajele din cel mai bine pământem mâncau grâu din ăla încolțit și ceau că le face bine. Nu, faci pâine, faci cozonaci, faci colaci, faci făină, nu știu, porumbul, la fel și așa mai departe. Aici la miere e o chestiune... Dacă s-ar sprijini, eu cred că România ar putea să aibă tot la a 5-a casă, a 10-a casă, câte un micuț producător de miere, de polen, de propolis, de ce vreți dumneavoastră, care să introducă în economie un produs de calitate, s-ar asigura o hrană sănătoasă pentru populația României, cu multiple proprietăți terapeutice, asigura un venit minim a celor familii care ar trăi de pe urma mierii pe care ar produce mierii și altor produse apicole pe care albinele le produc și tu ai aduce plus valoare în economie. Să presupunem că există o familie cu doi copii, cam câte familii de albine ar trebui să aibă ca să pentru trăiască exclusiv din apicultură? De la câte familii în sus? Acum, sunt foarte multe elemente, care țin ca să duci activitatea aceasta, doar asta să-ți asigure... Să fii apicultor pe bune. Îți trebuie multe familii de albine, dar ca să îți asigure, pe lângă consumul propriu, al tău, al familiei, și un minim de venit care să-ți completeze eventual alte venituri, undeva la 10 familii bune, îi ajung unei familii de oameni. Să le întrețină și într-un an bunicel bun, în Transilvania a fost foarte bun, cum a fost anul trecut, nu știu, 10 familii bune pot să-ți aducă 200-250 de kilograme de miere, ori 30-40 de lei kilogramul, ai un leu în plus de pus pe masă și faci o activitate plăcută, e foarte plăcută. Și dacă mă duc în piață, să zicem, în 7 noiembrie, în Dacia sau cu Zavodă, sau poate de ce nu chiar Dâmbu, la ce să fiu atent dacă în magazin nu ar fi bine să mă duc să iau o miere? Eu nu vreau acum, e destul de complicată întrebarea dumneavoastră și răspunsul nu vreau să fie foarte simplu și o să le ocolez din nou.
Sfatul meu rămâne același. Găsiți-vă pe cineva pe care îl cunoașteți, care se ocupă de albine, și din ce știu eu, în jurul dumneavoastră sunt oameni care se ocupă cu albine, de la care să cumpărați în mod constant, să fiți un fel de client al lor. E complicată, e foarte complicată discuția aceasta. S-ar putea ca într-o piață, nu știu, 80% dintre cei care comercializează produse apicole să fie de foarte bună calitate, să fie foarte bine intenționat să comercializeze ce produc. Dar s-ar putea să nu fie unul care, să fie unul care nu produce ce trebuie, care, nu știu, le mai amestecă, le mai face. Nu, aș vorbi cu păcat dacă aș zice că nu luați de acolo sau cumpărați numai de acolo. Eu, sfatul pe care îl dau e ca în oricare alt domeniu unde cumperi de la producători, e foarte important, că aici noi nu ne referim la bunuri din acele industriale pe care le găsești controlat într-o gamă foarte largă în supermarketuri sau în magazinele de profil. Aici vorbim de un produs făcut lângă casa omului. Niciodată mierea produsă de mine nu va fi identică cu mierea produsă de tine, chiar dacă suntem curți comune. Pentru că albinele sunt viețuitoare deosebite între ele. Știi cum va ieși mierea noastră? S-ar putea nici atunci să nu iasă, dar s-ar putea să fie foarte, foarte apropiată. Dacă amândoi mergem cu stupi într-un lan de 100 de hectare de rapiță și se apucă ele de culeș și au adus din aceeași rapiță, au făcut aceeași miere, dar familiile fiind diferite și având caracteristici diferite, s-ar putea și acolo să fie un picuț de, nu știu, condițiile în care au crescut. Și ați putea face un top 3 când vine vorba de miere? Eu ador mierea polifloră. Dacă de tipuri de miere vorbim. Exact. Foarte multă lume preferă mierea de salcâm, că nu se cristalizează așa de repede, are o perioadă de cristalizare mai lungă. E interesantă, foarte interesantă și mierea de rapiță, mai ales dacă zonele din care e obținută nu au fost stropite. Aici are o discuție foarte, foarte complicată și aproape specific românească cu calitatea insecticidelor care sunt folosite de către agricultori atunci când în mod normal ei n-ar putea să folosească insecticide care să afecteze în vreun fel populațiile de albine, sau chiar dacă le folosesc ar trebui să înștiințeze pe toți deținătorii familiilor de albine din comuna, satul respectiv, ca ei să-și închidă albinele în intervalul de timp în care face stropirea, pentru că se întâmplă adevărată catastrofe când nu anunți pe nimeni, îți ies albinele la cules, săracele merg și umplu săculeții de polen, se umplu de nectar și când ajung la intrarea în urdiniș, la intrarea în stup, mor toate și găsești grămezi de albine moarte pentru că s-au intoxicat cu substanțele care-s date pe câmp. Interesantă și mierea de mană, aceea pe care albinele o produc transformând niște secreții pe care le preiau din copaci, de pe copaci, de pe frunze, de pe scoarță, și transformând-o în miere. E un gust foarte interesant, diferit față de oricare alt gust de mai miere. De caramel, mai caramel? Acea, ciocolată caramel acolo. Oricare miele e bună dacă a fost obținută în spații curate. În spații curate, la ce mă refer? Dacă culturile n-au fost stropite, dacă albinele au avut condiții de dezvoltare optime, asigurate de apicultori, el le asigură de data aceasta. Dacă păstrarea, dacă extragerea, dacă îmbutelierea s-a făcut în condiții de bună calitate, oricare miere e bună. Până la urmă, e un produs suprem, e un hiperaliment care nu se strică niciodată. Tocmai date fiind calitățile teribile pe care acest produs le are, acest produs alimentar. Repet, dintre puținele, eu nu știu altul, produse alimentare pentru om, pentru întrebuințare umană, produse de o insectă. Cel puțin în spațiul nostru european, nu știu. Poate că la popoarele chinezești, acolo mai este vreo insectă care mai produce câte ceva ce se mănâncă, pentru că am văzut multe, multe ciudățenii, dar la noi, albina e singura insectă care produce ceva comestibil pentru om. Și uite așa, am vorbit despre sfidare, despre nonșalanță, despre trădare, despre praf și despre multe altele, dar am terminat apoteotic. Foarte, foarte dulce. Da. Mulțumesc tare, tare mult. Mulțumesc pentru de prezență, invitație, pentru analiză și data viitoare, dacă o să veniți cu un borcan de miere, poate explicăm mai pendelete ce înseamnă. Promit că o să aduc miere. O să aduc. Acum, mai ales că acum începe în mod real sezonul de cules. S-a înflorit rapița, urmează să înflorească salcâmul. Aveți de lucru. Acum e de lucru, da. Acum e sezonul în care se lucrează foarte, foarte mult. Bine, asta, activitatea cu stupii, o activitate
care durează 365 de zile pe an. Poți să zici că este un sezon în care nu faci nimic la albine. Chiar și iarna, atunci când mai prinzi 10-12 grade, în câte o zi profiți ca să deschizi și dacă nu au suficientă hrană să le pui și să te uiți înăuntru să vezi care e starea familiei de albine și așa. E o activitate absolut genială, să știți. După ce înțelegi un picuț din ele că nu o să avem, nu o să fim capabili niciodată nici să ne organizăm ca ele, nici să lucrăm ca ele, nici să le înțelegem. Măcar să tindem să fim. Dar dacă începi să înțelegi și pricepi ce se întâmplă acolo, chiar și în mare te îndrăgostești de ele, e, așa, e ceva care te fură efectiv. E teribilă, teribilă activitate. Am văzut că povestiți cu patos. Da, îmi place foarte mult. Repet, deși sunt în... Între cei care se ocupă de albine, nu am nici multe familii de 4-5 ani de zile, dar o ador. Se vede, se vede. Mulțumim tare, tare mulțumesc mult pentru eu prezență și vă mai așteptăm ori de câte ori. Vrem să mai analizăm de prin lume anumite subiecte și mai cu seamă acestea de pe lângă noi, care ne vizează zi de zi de zi, adică administrația mureșană și Târgu Mureșană. Mulțumesc frumos de invitație și eu. Cu mare, mare drag. Am stat de vorbă cu Cornel Brișcaru, analist politic. Noi suntem încă live pe ms24.ro, One to One, Ovidiu Mita și de asemenea grupurile de Facebook Ești din Târgu Mureș Dacă și Mureș 24. Această întâlnire cu Cornel Brișcaru o puteți urmări în curând și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube One to One și de asemenea pe canalul nostru de Spotify One to One by Ovidiu Mita. Până data viitoare, toate bune, spor în toate!